Bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Popas de Suflet. Ne naștem cu o neliniște, care nu ne lasă să stăm cu minți în colțișorul nostru. Indiferent cât de multe întrebări ne punem, oricât de curioși am fi, vom păși la un moment dat peste prag. Pornim la drum și orice vom face de acum încolo va purta pe cetea călătoriei, cunoașterea, iubirea, formarea, afirmarea, chiar și suferința. Chiar și ea are un debut, un parcurs și o învățătură ce ne face să nu mai fim egali cu noi, cei dinainte. Ori asta e menirea oricărei călătorii, de a ne plămădi relieful minții și al spiritului, având o busolă la care ne raportăm constant, și anume Dumnezeu. Deși aparent unii dintre noi nu știu ce îi așteaptă la capătul drumului, Dumnezeu le pregătește lucruri neașteptat de mărețe, finalizând călătoria noastră în cel mai frumos mod, veșnicia. Thank you.
zăceam în astă lume, deznădejdea m-a cuprins, dar am întâlnit în nume ce lumină mi-a prins. M-a privit cu duioșie și păcatul mi l-a luat, l-am urmat cu bucurie, căci mi-a spus că sunt salvat. Iisus Hristos, comoara mea, El mi-a oferit iertare sus pe Golgota, iubire mi-a dus al meu Iisus. O, ce către casă vreau să zbor, am doar fericire promise și le aștept cu atâta dor. Îmbrăcat în haine albe, către ceruri voi sui și cântând în tonuri înalte, cu Iisus voi lua. Mulți simt că ar fi un mare privilegiu pentru ei să viziteze locurile în care Iisus a trăit pe acest pământ, să calce pe unde a călcat El, să privească lacul pe malul căruia El învăța pe mulțimi și dealurile, dar și văile asupra cărora ochii Săi se odihneau. Dar noi nu avem nevoie să mergem la Nazaret, Capernaum sau Betania pentru a urma pe Iisus. Vom găsi urmele pașilor Săi la patul bolnavului, în cartierele sărace, pe străzile aglomerate ale marilor orașe și oriunde sunt inimi omenești care au nevoie de consolare. Dacă vom face ceea ce Iisus a făcut când a fost pe pământ, aceasta va însemna că noi călcăm pe urmele Sale, că vom călători spre acele timpuri ce au marcat omenirea.
Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns, Iisus i-a zis. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va avea și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere numele meu, voi face, pentru că Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face.
Cine sunt tovarășii tăi în această călătorie numită viață? Care sunt persoanele în compania cărora îți petreci timpul zilnic? Te înconjori de persoane înțelepte care contribuie la dezvoltarea ta personală sau ești o persoană insolentă care preferă să fugă de o companie bună? Reflectă la aceste întrebări. Răspunsurile te vor face să conștientizezi că provocările călătoriei depind și de oamenii alături de care alegi să le înfrunți. Ție, închinare și mărire.
Uneori, un singur cuvânt, o singură întrebare, fie ea și retorică, ne poate face să ne trezim, să schimbăm direcția, să alegem să privim altfel această călătorie. Am ales astfel să privesc viața ca pe un dar, ca pe o călătorie în care mă bucur de toate frumusețile ei și să scot la lumină comoara mea interioară pe care o dăruiesc lumii. Pentru că eu cred cu tărie că o viață lipsită de actul dăruirii este o viață fără sens. Fiecare om are ceva de dăruit, fiecare om este unic și special, cu un rol însemnat în logica vieții, astfel că vă invit să vă cercetați sufletul și să îndrăzniți să urmați pașii lui Isus. Ei ne vor conduce mai aproape de cer. Cred că cel mai înțelept lucru pe care îl putem face este să acționăm din iubire, cu înțelegere și acceptare, amintindu-ne mereu că viața este o călătorie, iar noi suntem călătorii din ea. Pe curând!